sistemul medical, zguduit de un nou scandal uriaș, descinderii masive într-un spital la locuința unui medic acuzat de luare de mit. Oficerii Direcției Generale Anticorupție, DGA, împreună cu polici subliniere TI, fac lung percheziții într-un spital din Târgu Mureș subliniere-i la locuința unui medic cercetat după ce ar fi cerut de mai multe ori mit unor pacienți ca să îi opereze. Perchezicile vin la aproape un an după sesizarea făcută de un fost pacient al medicului. Potrivit Direcției Generale Anticorupție, în acest caz o persoană a făcut denunț la sediul DGA Mureș subliniere în 3 mai 2017. Fostul pacient s-a plâns că un medic specialist chirurgie cardiovascular din cadrul unui spital din Târgu Mureș subliniere i-a cerut o sumă de bani pentru realizarea unei intervenții chirurgicale. Denuncul a fost înregistrat la parchetul Tribunalului Mureș subliniere, conform newsro. Dosarul penal vizează sever sublinierea infracțiunii de luare de mit în form continuat de către un medic specialist chirurgie cardiovascular din cadrul unei unități medicale din Târgu Mureș subliniere, constând în ceea ce, în repetate rânduri, acesta a condiționat actul medical, respectiv operația asupra unor pacienți, deprimirea unor sume de bani, transmite DGA.